Nu puteți bea paharul Domnului și paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Și un alt verset din Corinteni, a doua Corinteni, capitolul 6, cu 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Ce legătură este între neprenire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Amin. Vă rog, luați loc. Am vrea, fraților, în ziua aceasta, și rog pe Dumnezeu să-mi deie un cuvânt potrivit cu starea, că nu avem noi obicei să facem fițuiși dinainte și o să vorbim când ne cheamă frață, fie la cina Domnului, fie la o evanghelizare, căci când ungerea de sus, când Duhul lui Dumnezeu are un plan de lucrare, atunci El vorbește potrivit cu situația care este la fața locului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Căci la un frate proroc i-a dat un text de unde să vorbească, nu mă refer, aici avem texte pentru cina Domnului, așa cum o amintit fratele care de la început, dar într-o adunare i-a dat un text să vorbească despre dragoste, despre unitate, frață, fraților, o să frate, nu cumva să fie jicnit nimeni, și a dat un text așa mai dulce, prin care să mângăie. Și Dumnezeu i-a făcut de cunoscut căci acolo sunt duhuri de curvie care trebuie mustrate, sunt duhuri de hoție, de ură, și fratele a întrebat, eu cum să vorbesc? Potrivit cum am fost prelucrat sau potrivit cu ceea ce îmi dă Duhul lui Dumnezeu? Și-a vorbit cu ceea și i-a dat Duhul lui Dumnezeu și a fost de folos pentru adunare. Lăudat să fie Domnul! Am vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne canalizeze, să fie un cuvânt care să fie de folos pentru adunare. Amin. Că acum, călătorind într-o parte și în alta, prin Europa, pe dincolo de ocean, mai modern, mai civilizat, spun ei că dacă ești chemat să faci o slujbă și poate nu prea știe de tine, te ia la cancelare și te prelucrează. Te ia în biroul pastorului și îți spune direcția cam cum ar trebui să mergi. Și ca nu cumva să stârnești vreun duh necurat. Dar noi nu vrem numai să-i stârnim, vrem să-i mustrăm și să-i dăm afară. Că Dumnezeu ne-a chemat și a zis ucenicilor, v-am dat putere să călcați peste toată puterea vrășmașului, peste scorpi, peste șerpi și mai ales dacă suntem azi la cina Domnului. Am vrea, fraților, să mustrăm duhurile acestea, să arătăm adibărul, ca nu cumva să luăm pentru o sândă. Aminteam și anul trecut aici de felul cum se lua cina altădată. Într-un sat în zona noastră, cu mai mulți ani în urmă, s-a adunat frață la cina Domnului și în momentul când a trecut să ia din trupul Domnului, un frate întinde mâna, iar prorocul de alături spune așa, lasă mâna jos, nu lua din trupul Domnului, că ai venit aici cu mustrări de cuget, căci bostanul sau dovleacul, cum se spune pe la noi, care l-ai pus ieri în căruță, era crescut din ogorul vecinului, și tu trebuiai, ai văzut când l-ai luat, că era crescut din ogorul vecinului și trebuia să-l dai peste hat. Și tu l-ai pus în căruță, că era frumos și te-a mustrat cugetul. Uitați-vă până unde s-ajungea starea de sfinține. Și acum, în multe adunări din Vale, din Europa aceasta, se ia cina angro, așa,
pentru că se uită pastorul la mine că nu mă împărtășesc și cine știe ce impresie își face. Am vrea ca Dumnezeu să-și facă Domnul Iisus o impresie bună despre noi, că ne împărtășim împreună cu El, căci dorința Lui a fost aceasta, am dorit mult să mănânc Paștele împreună cu ucenicii mei. De multe ori îmi vine greu să vorbesc la cina Domnului și chiar într-o adunare a trebuit să refuz să iau cina după ce am vorbit despre cină. Și cum așa? Cum așa? Am dat pânza la o parte și am văzut multe păhărele aurite și zeci sau chiar sute cât era acolo, păhărele aurite. Și am stat și m-am gândit, Dumnezeu, am vorbit și eu când am citit în Biblie, am vorbit din versetul acesta, că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine, a luat un pahar, nu sute de păhărele. De aceea, în lumea aceasta modernă, pune mai mult accent pe igienă, nu pe cuvântul lui Dumnezeu. Și spunea un pastor din America, a zis că, frate, eu de când dau cina și dintr-un pahar nu s-a îmbolnăvit nimeni și măcar să vină unul, frate, mi-a ieșit o eczemă la buză, că uite că am luat cina după altul. Nu așa! Rămâne la cuvântul Evangheliei! Dumnezeu să ne binecuvânteze! Nu ne interesează formele care apar și ne luăm după igiena Europei, că poate mâine poi mâine îți va impune, așa cum s-a stabilit altădată dincolo de oceanul, firma autorizată îmbuteliază pâinea, roduviță, tot rupi un staniol, dai de bucățică de pâine, mai rupi un standiol, roduviță și totul este făcut sub igienă, sub control. Și am întrebat, dar cine a făcut treaba asta? Firma specializată. Și cine lucrează la dânsa? Oameni plini de Duhul Sfânt? Nu, toți stricați, toți care sunt acolo. Îi mai bun așa decât când se roagă un om al lui Dumnezeu care a stat în post zilele acestea. Aleluia! Domnul să ne ajute. Amin. Să rămânem la Evanghelie. Amin. Pentru că în felul acesta nu vom strica cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Cum fac cei mulți. Strică cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, hai să ne oprim un pic la cuvânt. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua la masa Domnului și la masa dracilor. Acum, n-aș vrea să se supere pe mine, ci din contra, socot că și frații noștri ardeleni sunt din aceia care le place adevărul, dar vreau să spun că în zona aceasta, într-un an, în sărbătorile de Paști, după adunare am intrat într-o familie și după ce ne-o servi la masă, sora spune, stați un pic, am uitat să vă servesc cu ceva. Și imediat vine cu o farfurie cu ou roșu. Na, noi care nu eram obișnuiți cu așa ceva și din contră le osândeam, sora, nu le mai aduceți, că noi nu mâncăm așa ceva. Ce jertfesc neamului, jertfesc dracilor și noi nu suntem cu obiceiurile lumii. De aceea, fraților și surorilor, e bine să fie o deosebire totdeauna între cel necredincios și cel credincios. Acum s-a ajuns căci zile onomastice, credincioși cu necredincioși, să adună, servesc câte o cafea, câte o prăjitură, ci știți să încinstea cui? Încinstea zeului eu, adică aniversez
ridic un pahar în cinstea soartei, cum arată cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Să nu avem nicio legătură între noi și cei necredincioși. Amin. În ce privește lucrul acestea. Dumnezeu ne-a chemat la sfințenie. Amin. Și mă uit căci acum se predică, odată ascultam întâmplător la un post de radio Vocea Evangheliei, care este pe la noi, cum este și aici, la Cluj sau pe în altă parte, și nu am obiceiul acesta, dar în împrejurarea în care am, ascultam ce vorbea. Cântare dedicată pentru împlinirea unei zile tineri cu tare, o dedicațiile acestea eu socot căci trebuie anulate pentru totdeauna. Amin. Noi când ne dedicăm să cântăm o cântare, să facem o slujbă, o facem. Aleluia. În numele Domnului. Aleluia. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu trebuie. Eram în Austria, fratele Ghiță este aici un frate, după câte mi-amintesc era și el prezent, și la o masă după cină cineva se ridică și se spune: tânăra cu tare a împlinit majoratul 18 ani. Și altul spune: să cântăm la mulți ani trăiască. Acum, eram noi din Moldova, ne-am ridicat și am zis că nu cântăm, alții cântăm. Până la urmă s-o potoli, s-o sculat un frate și a zis: hai să facem o rugăciune. Rugăciunea o potolită-te spiritele și duhurile s-au supus. În numele lui Iisus poruncim oricărui duh care vine în locul acesta să dea încredințări greșite cu privire la cina Domnului să fie mustrat. Că cina lui Dumnezeu, cina Domnului se ia în curăție. Amin. Nu în păcat, în curăție. Amin. Fiecare să se cerceteze pe el însuși. Amin. Și așa se întinde mâna. Amin. Arată cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să ne ajute să ne cercetăm. Amin. Apoi mă leg de jumătatea aceasta de verset pe care fratele a citit-o în cartea lui Luca și spune așa: am dorit mult să mănânc Paștele. În primul rând trebuie să fie o dorință. Amin. Pentru aceasta. Am fost mult mai mulți și o coborât la vale și tot coboară mereu. Dar oamenii aceștia, care este motivul de nu se împărtășesc, de nu rămân la masa Domnului? Socot că este o problemă. O problemă în viața lor și nu pot. De aceea, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Să stăm totdeauna la masa Domnului. Amin. Că dacă nu ești vrednic pentru cine, nu ești vrednic nici pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Că s-ar putea acum să fie cina și îndată să fie răpirea. Și cum vei sta înaintea lui Dumnezeu? În primul rând, vrem ca să fie o dorință, o dorință pentru aceasta. Dacă Domnul Iisus s-a uitat la ucenici când state la masă și-a zis că am dorit mult să mănânc Paștele ucenicii mei, hai să ne imaginăm în mintea noastră o fază binecuvântată când la o masă ca aceasta, pe de o parte stăteau ucenicii și cealaltă stătea Domnul Iisus Hristos și cu dorință să mănânce Paștele împreună. Și parcă văd și ordinea prin credință cum era. Era Domnul Iisus Hristos undeva la mijlocul mesă, alăturea era Ioan, apostolul iubirii, care și-a plecat capul pe peptul Domnului Iisus Hristos. Și Ioan a avut dorință. Aleluia. Și Petru a avut dorință. Aleluia. Aveți dorință. Aleluia. Să mergem Paștele. Aleluia. Cu Domnul Iisus. Aleluia. Dumnezeu să ne binecuvinteze adunarea de pe cinci simleși.
Așa cum spunea poetul cântării, fericit apostol al iubirii, care în seara cine ți-ai plecat capul plin de dor și duioșie pe sânul cel mai alb și minunat. Oare ce ai putut simți atunci, că cât ai mai trăit numai despre dor și duioșie și numai despre dragoste ai vorbit? Dumnezeu să ne ajute să simțim ceva la lucrarea aceasta, că Dumnezeu face mult mai mult decât dorim noi. O soră o zis așa din zona noastră, azi cina Domnului, sunt bolnavă, diagnosticul pe care l-am, metastază, cancer, gradul 4 și eu multe zile nu mai am. Dar am încredințarea aceasta că după cum femeia cu scurgere de sânge s-a atins de trupul Domnului Iisus, o căpătat vindecare. Amin. Eu prin împărtășire mă ating de trupul Domnului și mă vindec. Așa s-a întâmplat. Lăudați-L pe Domnul. De aceea, poate că ați venit aici și ați dorit, poate că cineva m-a întrebat, de ce nu s-a făcut ungerea, fraților, dacă ai încredințare că te atingi de trupul Domnului, trupul Domnului este acela care aduce rezolvare problemei tale. Sângele Lui are putere de iertare, de vindecare, în ranele Lui suntem tămăduiți, lăudați să fie Domnul. De aceea, pentru a fii împărtășii cu Dumnezeu, trebuie mai întâi să vedem relația pe care o avem noi cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne vorbește un lucru. În Evanghelia după Ioan zice așa, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Dorim să ne facem prietenia cu Domnul Iisus Hristos, amin, amin, prin unitatea aceasta, amin, la cina Domnului. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aveți dorință să fiți prieteni cu Domnul Iisus, amin, Hristos? Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Uite un om care nu a vrut să fie prieten cu Domnul Iisus. De atunci Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau, dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. A avut ocazia omul acesta să devină prieten cu Domnul Iisus, nu i-a găsit nicio vină și să se atașeze de el. Iudeii au pândit o slăbiciune care a avut-o Pilat. Pilat, după cum arată și istoria lui, se trăgea din Spania, Imperiul Roman ocupând și Spania, și el a avut o dorință după întâietate, prin niște relații a ajuns la Roma și s-a împrietenit cu cezarul. Și cezarul l-a pus guvernator în Iudeia. Sunt oameni care dormiți după relație. Păi mă împretinesc cu cutare, este primar în orașul nostru, poate o mai duc și eu bine. Sunt oameni care se leagă de oameni ca să o ducă bine aici pe pământ. Dar noi am vrea să ne împretenim cu Domnul Iisus Hristos. Împretinește-te cu El și vei avea pace. Aleluia. Într-o lume tulburată este nevoie de o legătură cu Domnul Iisus Hristos. Aleluia. Căci El este pacea noastră. Din doi o făcut unul și o surpat zidul de la mijloc. Și iudeii au pândit acest secret și au spus lui Pilat, dacă tu dai drumul omul acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Fraților, se va schimba ordinea asta
economică, se va schimba unele stăpâniri, cum o zice Duhul Sfânt la noi. Ce vrei? Să fii prieten cu Cezarul? Să fii prieten cu Anticrist ca să o duci bine pe pământ? Nu! Rămânem prieteni cu Domnul Iisus Hristos! Dumnezeu să ne ajute! Amin. Sunt oameni care s-au împrietenit cu autoritățile. Sunt mulți care în regimul trecut s-au împrietenit cu cei de la securitate, au vândut pe frați, au fost securiști, le-au mai dat niște avantaje, 500 de lei la salar, au avut nevoie de locuință, de butelie, le-au rezolvat problema numai ca să facă un favor Cezarului stăpânire. Dumnezeu, fraților, nu vrea ca noi să avem legături străine cu oamenii și să facem rău fraților, căci lucrul acesta va veni. O zis că vă vor da la moarte crezând că aduc o jertfă lui Dumnezeu. Fie ecumenismul acesta mondial. Și vă spun un secret, nu-mi pasă. Pentru mine e tot una. Că dacă mai trăiesc sau mi se face vreun rău din pricina aceasta. Sunt persoane care în fruntea cultului, care sunt plătiți din fondul Vaticanului. Nu ne trebuie banii lui Papa, ne trebuie să trăim prin credință după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute! Că dacă îți pune în pericol salariul tău, cine sunt aceia eretici care sunt contra și care mărturisesc pe față lucrurile că nu sunt bune și nu sunt de acord cu ecumenismul acesta mondial, cu tare și cu tare. Da, avem măsuri împotriva lui. O terminăm. Pentru căci, în scurgerea vremurilor, toți care s-au luptat pentru adevăr, au fost prigoniți, au plătit cu viața lor și noi suntem urmașii lui. Dumnezeu lor, Dumnezeu să ne ajute. Amin. Să mergem așa înainte. Amin. Amin. Ne împrietenim cu Domnul Iisus Hristos. Amin. În cartea Proverbilor, în capitolul 18, arată un cuvânt care zice așa: cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține la tine mai mult ca un frate. Ați avut agență cu prietenul acesta? Lăudați să fie Domnul! Au trecut prin locul acesta oameni care au zis: am avut agență cu prietenul acesta când mi-a căzut fetița de la etaj, când a venit boala de paralizie în casă, m-am rugat toată noaptea cu nevasta și Domnul o vindecat. Aleluia! Dumnezeu să ne ajute! Aleluia! Ți-ai făcut un prieten și poate fi de pe pământ, poate fi spre nenorocirea ta, dar este un prieten care este în mijlocul nostru. Aleluia! Și ține la tine mai mult ca un frate. Aleluia! Mai mult ca un frate. Aleluia! Pentru mine un frate de corp care trebuia să-mi deie ceva din moștenire, mi-a spus: nu-ți dau nimic, nu-ți convine, dă-mă în judecată să văd cum ai să predici Evanghelia. Și atunci a spus: oricum, eu sunt mai avantajat ca tine. Tu ți-ai ales aici, eu m-am ales dincolo. Aleluia! Și Dumnezeu va purta de grijă. Aleluia! Și așa s-a întâmplat. Ne legăm cu Domnul Iisus Hristos. Aleluia! Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu ne trebuie pământ. O venit zilele trecute două femei de la Martorul lui Jehova, o sunat la ușă și au început să-mi spune despre unii: uite ce, eu vă opresc aici. Dacă îmi spuneți de pământ, de regat, să știți că opriți-vă, că nu mai discut mai departe. Eu vreau
să-mi spune despre cer. În satul de pământ, în satul de boală, din necaz, vrem să ne legăm cu cerul. Amin. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și dintr-un verset biblic, imediat am scăpat de el. O făcut stânga împrejur și s-o dus. A întrebat, sunteți martori? Da. Aveți Duhul Sfânt? C-a spus că veți primi o putere și veți fi martori în Iudeia, în Samaria și până la margine pământului. Dacă nu aveți Duhul Sfânt, duceți-vă să stăruiți după Duhul Sfânt și după aceea umblați ca martori. Dumnezeu să ne binecuvinteze să fim martorii lui Iisus Hristos. Să ne ducem în toată lumea, să vestim Evanghelia și să arătăm adevărul așa cum este. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Nu puteți bea paharul Domnului. Nu puteți lua parte la masa dracilor. Fraților, legăturile acestea străine ne-au compromis pe toți. Ne-au compromis pe majoritatea, nu chiar pe toți, cu zile onomastice, cu sărbători, cu lucruri care ne întinează, dar am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze printr-o reculegere, printr-o cercetare amănunțită, luăm o hotărâre aici pe Țibleș. Luăm o hotărâre. Eu de ziua mea, din naștere, în toți anii mi-aduc aminte după și trece. Dacă aveți un calendar și o aveți însemnată, acolo aruncați și calendarul, nu vă mai trebuie, pentru căci noi nu vrem să ne sărbătorim o zi de-a noastră și să ne întinăm în Duhul cu unele lucruri de acestea. Noi vrem să sărbătorim o zi în cinstea Domnului. Amin. Aceasta este o zi în cinstea Domnului. Vom sta la masă, nu vom sta cu cafele și cu sticle de Coca-Cola și vom cânta mulți ani trăiască, ci vom cânta o cântare spre slava lui Dumnezeu. Vom cânta cum s-o cânta cântarea de suferința Domnului Iisus Hristos. Aceasta este o lucrare de pomenire, când vom pomeni moartea Domnului Iisus până va veni El. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am vrea, fraților, să ne gândim adânc la lucrul acesta, căci nu este o lucrare de apucat cum o fac alte confesiuni de credință. Imediat mărturisesc înaintea Paștelui, să împărtășesc și după aceea o ia iară de la capăt. Nu așa! Asta este o lucrare sfântă. Amin. După voia lui Dumnezeu. Amin. Asistam întâmplător la o discuție de niște oameni ortodoxi, cum sunt la noi, și îi spune unul la celălalt. Zice așa, băi, uite, nu m-am apucat a împărtăși și mai sunt 3 zile până la Paști și nu mai împărtășește popa cu 3 zile până la Paști. Dar unul îi dă soluția și spune așa, băi, eu îți arăt un preot, eu îl cunosc, că am avut tangență cu el, un preot care te împărtășește și cu trei zile înainte de Paști. Care ceala? Și mi-a spus numele. Dar uite ce, trebuie să mergi cu el cu o jumătate de palincă, de rachiu și treaba se rezolvă. Fraților, oamenii iau așa de ușuratic lucrarea aceasta, dar noi vrem să nu trecem peste ce este scris. Dumnezeu să ne ajute! Căci asta pornește de aici și are un sfârșit în împărăția lui Dumnezeu. Când vă sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob și cu toți sfinții și Domnul ne va servi la masă, lăudat să fie Domnul. Dumnezeu să binecuvinteze, să ne cercetăm și așa să întindem mâna. Amin. Și astfel vom fi împărtășii cu El, vom fi prieteni cu El și Domnul ne va cunoaște în ziua aceea
că va veni o zi în care se va auzi un glas pe bolta cerului. Psalmul 50, strângeți-mi pe credincioșii mei, amin, care au făcut legământ cu mine prin jertfă, care au stat la cina Domnului, amin, care au vorbit despre jertfa mea. Și atunci vom lăsa totul și vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Dumnezeu să ne binecuvinteze! E frumos ca El! E frumos să fii prieten cu El! Nu mai trebuie să suni la salvare în toiul nopță! Nu mai trebuie să te îngrijești de nimica când ai probleme cu locuința, cu casa! Așa s-o mărturisit aici, Domnul i-a dat casă, aleluia, la frați, a Domnului, aleluia, este pământul, aleluia, cu tot ce este, aleluia, pe el. Aleluia. Căci, vreau să vă spun, mi-a luat dreptul și Dumnezeu mi-a dat dublu după aceea. Dar dacă eu mergeam la tribunal, nu avem poate nimica, dar Dumnezeu a văzut că am răbdat pagubă, mi-a dat dublu. Dumnezeul nostru este bogat, aleluia, și mai mult ca toate este bogat în bunătate, aleluia, ca să te ierte, aleluia, ca să te mântuiască. Aleluia. Dumnezeu să ne binecuvinteze, aleluia, rămân la aceste cuvinte și am vrea în încheiere să zic un cuvânt. Doamne, dacă mai sunt cugete pătate, am vrea ca Tu să le curățești. Amin. Multă vreme versetul acesta din Evrei nu l-am înțeles și deodată mi s-a făcut lumină. Cu cât mai mult sângele lui Iisus Hristos ne va curăță cugetul de faptele moarte. Diavolul se luptă să strice cugetul și dacă s-o stricat cugetul, a reușit să te acapareze. Dar tu când ți-o stricat cugetul, se întâmplă că te rogi poate ani în șir și Dumnezeu nu te ascultă. Vă dau un exemplu. Se întâmplă să ai un litigiu, o problemă cu un vecin. Și tu te rogi ca Dumnezeu să-ți facă dreptate. Dar dreptatea care vrei să-ți o facă Dumnezeu să fie după cum tu te gândești. Să vezi că-i moare vaca, să vezi că-i arde casa sau calda. Asta este un cuget alterat. Am vrea să biruim răul, amin, prin bine. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Că și El e pus pentru încercarea ta. Și El e pus. Alexandru Căldăraru nu putea Dumnezeu să-l dea la o parte pe dânsul și să-l ducă în cel la capăt din lume, dar l-a lăsat acolo în coastele lui Pavel ca să-i facă rău, să-l învețe pe Pavel răbdarea. Dumnezeu să ne ajute, lăsăm totul, lăsăm totul, nu ne mai interesează de pământ. Dacă este afectat de pământ și este judecată și este o piedică la șina Domnului, am vrea să face un lucru pe care l-a făcut Mefiboset odată. I-a dat împăratul David pământurile la Țiba ca să îngrijească de Mefiboset. Și când a plecat împăratul, ăsta o loc nu a putut, nu i-a pus nimeni șaua pe magar ca să ducă cu împăratul. Și l-a întrebat, de ce nu a venit Mefiboset pe Țiba îngrijitorului? Mefiboset a spus că-s gata să întoarce împărăția. Atunci, știi ce zice David, a fost poate un moment critic și a greșit. I-a dat pământurile lui. O scătus să iei pământurile. Și când a aflat adevărul, David s-a recules și a scătus și cu țiba pe-i moștenit pământul. Știi ce a zis Mefiboset? Să ia el totul, bine că împăratul se întoarce în pace, să ia vecinul totul, să ia fratele tău de corp totul,
bine că împăratul nostru se întoarce în pace și ne va lua acasă și nu ne va trebui hectare de pământ. Vom moșteni și vom călca pe străzi de aur. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne dezlegăm de tot ce este pământ. Ne legăm cu cerul și lucrarea pornește de aici. Intrăm în părtășie cu Domnul Iisus la masa Lui. Amin.